doar lui putea să-i treacă ceva prin cap, ce loc a anunțat Donald Trump pentru întâlnirea cu Kim Jong-un. Președintele american, Donald Trump, a evocat luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele două Corei ca posibil loc de întâlnire pentru summitul său istoric cu liderul nord-corean, Kim Jong-un, relatează AFP sublinierea Reuters. Casa Pecin, de la frontiera dintre Corea de Nord sublinierea Corea de Sud, nu ar fi oare un loc mai reprezentativ, mai important sublinierea mai durabil decât o terccar? Întreb pur sublinierea simplu. A scris Trump pe Twitter, odată cu apropierea acestei întâlniri, care ar urma să aibă loc în iunie, scrie Ager Press. Locul evocat de Trump este acela sublinierei unde s-a desubliniereurat săptămâna trecută întâlnirea istoric dintre Kim Jong-un sublinierei omologul său sud-corean, Moon Jae-in.